Da, există ghețari numiți de oamenii de știință cascade de sânge. Fierul din apă care se oxidează pentru a da cascadelor culoarea roșie vine de la dezagregarea rocii de sub gheață, un proces intensificat de acțiunea microbiană. Cercetătorii susțin că există apă în formă lichidă și chiar viață sub gheața de suprafața unor lacuri din Antarctica. Cascadele de sânge prezintă un semn asupra faptului că și în sol există apă în care persistă activitatea microbiană. Cascadele sunt probabil singurele locuri unde apele subterane pot să iasă la suprafață. Aceste fenomene apar de câteva ori într-un deceniu și sunt provocate de schimbări în greutatea gheții de la suprafață. Un studiu realizat recent a arătat că apele subterane s-ar putea extinde pe o suprafață largă. Cercetătorii au folosit un senzor electromagnetic atașat de un elicopter pentru a identifica rezistivitatea electrică. Apa subterană este rece la o adâncime mare și de două ori mai sărată decât cea de mare. Dar faptul că există o cantitate atât de mare de microbi în apa din cascadele de sânge indică certitudinea că în bazinul subteran există viață. Dacă este adevărat, acești microbi ar putea alimenta viața în ocean. Prin spargerea rocilor care conțin fier, în ocean s-ar elimina peste 170 de milioane de kilograme de fier în fiecare an. De asemenea, acest lucru ar explica și de ce productivitatea marină este atât de ridicată lângă coastă.